Hello! A început o nouă săptămână, iar eu am avut o zi foarte agitată de când n-am fost la sală și de când m-am trezit, m-am luptat pe ei să termin tot ce am determinat la timp, în sensul că am făcut curățenie, am gătit, ați văzut, am făcut o budincă de... budincă din asta de care fac eu, cu multe feluri de brânză și conopidă și de data asta am pus și broculei și foarte bun, am mâncat o porție. Și de asemenea să fac curățenie. Mai aveam un plan să mai fac niște chestii, dar din păcate n-am mai avut timp, iar acum în 2 minute trebuie să ies pe ușă, m-am îmbrăcat, m-am machiat, nu prea sunt mulțumită de machiajul meu, în sensul că m-am dat cu un ruj mult prea rece pentru faptul că sunt bronzată acum și regret chestia asta, așa că o să pun la mine acum un alt ruj, nu, să mă dau peste sau să-mi iau și niște șervețele de machiante, nici nu știu. Dar cert e că rujul ăsta nu mi se pare că merge deloc cu outfit-ul, cu nu știu cum m-am gândit eu. A fost așa o decizie de moment și a fost o decizie proastă. Da, în fine, mă așteaptă niște călduri foarte mari afară, este o oră foarte nepotrivită să ieși din casă și anume e 4 fără un sfert sau ceva de genul. Și mi-e un pic groază de căldură. Da, ăsta e Andrei care mă sună. Așa, haideți că n-am mai vorbit cu voi, că am ieșit imediat pe ușă. Da, el mă sunase. Hai să vă zic ce se întâmplă, unde mergem. Probabil, mă rog, nici n-am mai luat la mine ruj să-mi schimb. Oricum mi s-a topit machiajul. Îmi spun ce nu mi-au ieșit. Deci au ieșit atât de prost încât a observat el și mi-a spus care... Știți că... Da, băieții nu prea foarte... Nu, foarte... Adică nu observă foarte mult greșelile. Hai că uneori m-am machiatul și nu mai există intenționat, a fost un test. Și oricum nu știu de ce m-am machiat, pentru că, deci vă zic, în metro a fost, de fapt nu, în metro, nu în metro fizic, în stație, era, bătea vântul și era așa fain, dar în rest este o căldură. Știu că auziți chestia asta probabil de la toți vloggerii din București, probabil dacă îți locuiți aici, gândiți-vă chestia asta, dar o să ne topim cu toți, groaze. În fine, hai să vă zic ce se întâmplă, deci avem practic niște treabă în Galați, oarecum. Și gen, mergem astăzi și ne întoarcem tot astăzi. Și acum este 5 ceasă, cât s-a făcut între timp. Și vă dați seama, facem probabil vreo 3 ore până în Galați și după aia ne întoarcem și probabil o să ne întoarcem destul de târziu. Cred că vreo 4. 4? Dar... Măcar suntem împreună. S-a întâmplat ceva foarte amuzant mai devreme și anume că am fost până la Profi să ne luăm câteva chestii, gen am luat niște bumă, ceai rece și câte un covridog la inițiativa lui și eu mi-am scăpat covridogul pe jos, adică am uitat ce țin în mână până la mașină și cumva l-am ținut așa și gen l-am dat alunecat. Am legat cremuștul ăla din hot dog, din chiflă, cum se numește, și a picat pe jos. Adevărul e că sosurile l-au încurajat. Alunece așa dramatic, dar l-am luat de pe jos și l-am uitat în jur, nu era niciun câine să-l bucur cu un crembuști și l-am luat cu mine, e cu noi aici, rip, da. În fine, haideți că am pornit, dacă o să se întâmple ceva interesant sau mai vine mie să vă zic ceva, vă spun, dar deocamdată am zis să îmi iau camera cu mine ca să și încep vlogul ăsta. Mie îmi place totuși destul de mult glow ăsta pe care l-am de la transpirație. Combinată cu SPF, am pe față 70 de straturi, gen cremă, ser, crema cu SPF, fond de ten și arată bine, adică topit, dar bine. Și la fel, m-am dat cu SPF, dar mi se pare că parcă am transpirat și parcă nu mai am nimic. Da, în fine, haideți că vedem ce se întâmplă, sperăm să fie totul bine cu drumul. Îmi cer scuze pentru parbriz, suntem după multe ore de drum și voiam să vă arăt un pic aici, în Galați. 10 minute de Galați. Da, efectiv 10 minute, da. Urmează să plecăm imediat, e gen, stați, e, stați, stați, este 12 noapte aproape, wow, și noi abia, dar nu pune focus. Vedeți oricum. Abia urmează să plecăm de aici, dar înainte să trecem un pic pe la Miec Donald's, pentru că vrem să ne luăm ceva de băut. Și anume o cafea pentru domn șofer și un shake de ciocă pentru mine, dar dacă nu-i coadă, dacă-i coadă nu stau. Ori lungă, că și asta contează, dacă e o coadă de 4 mașini, e ok? Da, eu am văzut mai multe. Ia să vedem. Coada aici. A, e. Nu-mi doream un shake chiar atât de mult. I look crazy! Am făcut baie pe cap și mă gândeam, zic, ce fac, că vreau să filmez niște chestii și părul meu nu o să stea extraordinar. Nici acum nu știu dacă o să stea extraordinar. Sincer, pare un pic dubios. Este să-mi iau și oglinda să mă uit, că camera nu prea îmi dau seama, sincer. Ah, hai că nu e rău. Da, și am zis că hai să profit de faptul că e vară. Și efectiv m-am împletit. Mi-am împletit părul cât timp era ud. Și, mă rog, am dus gunoi, m-am plimbat un pic pe aici, așa, prin grădina blocului, cât să nu mă vadă
foarte multă lume pentru că arătam foarte mult, da? Și după aia am stat și aici în casă, mai mult în sufragerie, unde nu e aerul condiționat și mai cald. Și în 2 ore sau 3 ore sau cât a trecut de când m-am spălat pe cap, părul meu s-a mai uscat, vă dați seama, până acum s-ar fi uscat de tot. Dar având în vedere că a stat în codițe, nu s-a uscat atât de repede. Și încă e ud, îl simt, deci înseamnă că o să se mai lase. Însă, observ că s-a ondulat și că are totuși o formă. Da, vreau să mă pun să filmez, un clip pentru YouTube și mai am eu niște planuri, dar să vedem cum mă mișc. Treaba este că, sincer, m-a cam ajuns oboseala în ideea în care noi aseară am ajuns la... Da, nu, n-am nimic aici. Da, mă uitam după ceva, în fine. Pentru păr, un ulei ceva, dar l-am dus în baie mai devreme. Da, am ajuns pe la 4, nu, de fapt nu era 4, pe la 4 cred că ne-am culcat. Am ajuns un pic mai devreme, dar, da, ce să zic, se cam simte. Na, Andrei a dormit mult mai puțin ca mine și săracul, mă gândesc că e destul de obosit, dar într-o oră sau ceva vine de la muncă, deci nu e ca și când mai are foarte mult de îndurat oboseala, vine, poate să se culce imediat ce vine și așa, după ce mănâncă. Că n-avem altceva de făcut și eu am reușit să dorm un pic mai mult ca el. M-am trezit, nu știu, pe la vreo 11, cred. Aș mai fi dormit, vă recunosc, însă știam că am o grămadă de chestii de făcut și am zis ok, mă trezesc și mă apuc de de treabă. Da, dar ideea e că sunt destul de obosită și am tot stat să mă gândesc dacă să filmez de astăzi, dacă să stau, să mă machiez, să așez cadru, să așa, dar după aia mi-am dat seama că ar fi cam din scurt să fac lucrurile mâine, plus că vreau să încep să fac niște clipuri pe TikTok, pe care tot amând să le fac. Nu știu dacă o să-mi iasă din prima, pentru că am așa o idee, în același timp e vagă, dar în același timp am așa... E un pic complicat, dar să vedem ce o să se întâmple și am tot zis că băi, am tot amânat, mereu am găsit scuze că nu-mi stă părul bine, că nu e lumină, că nu am decât, nu știu, jumătate de oră la dispoziție și mi-ar trebui mai mult, etc. Și am zis că scuze o să găsesc tot timpul și că e poate momentul să încerc și să vedem ce iese. Și asta am de gând să fac, să filmez și cam asta pe seara asta, sincer, n-am alte planuri și aș vrea, visez așa ca la ora 9, să fiu deja în pat, demachiată și să mă culc. Pentru că vreau foarte, foarte mult ca mâine dimineață să mergem la sală și nu vreau să fiu obosită, pentru că așa mi se pare că s-a cam adunat oboseala în ultimele zile, nu știu care e treaba, plus că căldura asta, nu știu cum e la voi, dar la mine m-a făcut așa să fiu, un pic... În fine, și da, aș vrea să merg la sală, după care vreau să merg până în Kaufland, în drum spre casă, după sală, gen la 8 dimineața, pentru că vreau să-mi cumpăr un mus de corp, o cremă de corp, nu mai știu exact cum se numea, pe care am văzut eu în urmă cu ceva timp, când mi-am cumpărat ultima oară din Kaufland un scrub de la Organic Shop. Organic Shop, cred că îi spune firmei respective, firmă de la care eu am avut mai multe produse. De exemplu, am avut niște măști de păr pe care le foloseam ca tratamente pre-spălare și mi-au plăcut foarte mult. Am avut de asemenea scrub-uri, însă creme de corp nu cred că am avut niciodată și am zis că ar fi drăguț să încerc. Și văzusem de data trecută niște musuri de corp, musuri, parcă așa le spuneau, și nu știu exact cum e textura, dar îmi imaginez cât de cât cam care ar fi. Și sunt foarte, foarte tentată să-mi cumpăr unul. Nu prea mai am creme de corp, deci vă zic, în ultimul timp mi s-au terminat o grămadă de produse. Sacoșa mea de produse terminate este efectiv full. Nu știu cum să fac, dacă o să filmez săptămâna asta un clip de Enti sau chiar mă gândeam să integrez cumva într-un vlog și să vedem cum merge în felul ăsta, pentru că am văzut că mai sunt persoane care și clipurile de favorite și clipurile de empties nu le mai fac de sine stătătoare, ci le integrează în vloguri și chiar mă gândeam că poate aș putea și eu să fac chestia asta și poate o să încerc săptămâna asta, nu știu încă sigur. Și na, practic persoane care sunt interesate de partea de vlog se uită la vlog și cine vrea să se uite și la MT se poate uita, dar în același timp mă gândesc că vor fi persoane care poate nu sunt interesate de produsele terminate, deși sincer, mie mi se par niște clipuri super informative, eu le prefer, nu neapărat că în locul clipurilor cu produse terminate, cu produse favorite, dar de multe ori când mă uit la o persoană așa pe canal, o persoană care îmi place, intru acolo pe canal și mă uit ce-a mai postat și văd un clip de favorite și unul de produse terminate,
parcă înclin să mă uit la clipul de produse terminate, nu că în ăla de favorite ar fi minciuni sau ar fi informații incomplete sau ceva, dar una este când termin produsul și alta este când ești în timpul folosirii lui. Uneori se întâmplă ca și după ce ai trimis ai aceeași părere, dar de multe ori te trezești că după ce ai terminat un tub de cremă, un parfum, îți dai seama că deși el ți-a plăcut pe parcursul folosirii, poate nu l-ai recumpărat neapărat. Și chestia asta poate cântări mult în mintea unei persoane care se gândește dacă vrea sau nu să cumpere un produs. Da. Ce să zic? Drăguțe codițele mele, în afară de faptul că aici jos nu s-a buclat, pentru că n-am reușit eu să-mi pletesc calmea până jos. Da. A, și să știți că n-am prins părul cu pufuri, având în vedere că părul era ud, eram foarte stresată de faptul că e super sensibil când e ud, l-am împrietenit. L-am împletit cu foarte mare grijă și la final la propriu, adică la finalul codițelor, n-am prins cu un elastic sau ceva pentru că v-am zis mi se părea prea dur, am prins cu clești. Și am făcut 4 codițe, ați văzut, 2 dintre codițe pe cele din față le-am prins cu agrafele mele obișnuite, iar pe cele din spate cu aceste clame și, deci, ador accesoriile de la cordonul ăla pe care l-am de la Meloni. Cred că v-am mai zis chestia asta. Pufurile de păr mi se par de o calitate senzațională și clamele astea îmi plac mult pentru că sunt super utile și genul de clame care, pentru că auzi, zimțește anual unecă, poate vi se pare așa stupid, dar nu-i prea ușor să găsești niște clame care chiar să fie utile și le folosesc în fiecare zi. Să-mi prind părul când mă spăl pe față și le folosesc și la chestii de genul ăsta, cum a fost asta cu codițele. Da, cred că vă las ca să mă apuc și eu de treabă și ne mai auzim noi, să vedem dacă mai vorbim astăzi, deși v-am zis, sunt un pic obosită, filmatul altor chestii, oricum o să mă stoarcă probabil de energie, dar în caz că nu ne mai auzim astăzi, ne auzim mâine. Neața! Vreau să vă arăt astăzi micul meu dejun preferat din ultimele săptămâni. Mi-am gândit că e o idee bună să fac asta astăzi și da, hai să vă arăt ce mănânc eu dimineața de ceva timp. Bun, în primul rând am acest ibric foarte simpatic, nu știu de unde l-am, dacă a fost al lui Andrei sau dacă, nu știu, dar mi se pare așa foarte old school și îmi place că e gradat și mă folosesc de chestia asta. Lapte, ovăz, îmi place ovăzul ăsta de la Lidl pentru că e foarte fin, semințe de chia și, mă rog, afine, dar astea sunt opționale, le lăsăm deoparte, vorbim deocamdată despre bază. Ok, o să încep cu ovăzul. Treaba e că eu cam fac din ochi ovăzul ăsta, sincer, adică nu m-am uitat după vreun gramaj sau ceva. Cred că astăzi voi face cu 200 de ml de lapte, deci o să pun 7 lingurițe de ovăz. 3, 4, 5, opa, am făcut pe masă, 6 și 7 și 2 lingurițe de semințe de chia. Ok. Oh, acum, da, eu de obicei pun laptele prima oară ca să pot să măsor. Acum, evident, fiind deja ceva aici, sau aș putea să fac o schemă, stați, mut astea în partea asta și măsor laptele. O să pun 200 de ml. Aproape. Și pun la fiert. Da, puf, hello. Ce e un pic enervant la tipul ăsta de ovăz este că trebuie să, la rețeta asta de ovăz, de fapt, e că trebuie să stai tot timpul lângă ibric și să amesteci. Prima oară când am făcut, l-am lăsat așa, de singur, să fiarbă, am zis că ei, nu se întâmplă nimic. Și a dat în foc, s-a ars și a fost foarte nasol. Așa că da, trebuie să stau tot timpul. Și de asta ovăzul ăla rapid de la Dr. Rutger e super, ăla e mult mai fain. Pur și simplu încălzește apa sau laptele, pui acolo într-un castron și nu mai ai treabă. Însă varianta asta are alt gust și practic mai schimb. Da, și practic asta trebuie să fac, să amestec, să amestec, să amestec până când se îngroașă. Uneori simt nevoia să mai pun și un pic de apă, fac chestia asta fără nicio problemă. Și trucul meu, ca să nu mă fric, pentru că vă dați seama, frige pe acolo ibricul și deasupra lui. Ok, să-mi pun o mănușă și pur și simplu țin mănușa cu, țin lingurița cu mănușa și pac, amestec, amestec, amestec. Nu durează foarte mult activitatea asta, dar asta e nașpa, că trebuie să stai lângă, nu poți să pleci, să-ți vezi de treabă sau să faci altceva, gen să speli vase, că eu asta făcusem atunci când mi-a dat laptele în foc.
Și după câteva minute, cam așa arată, s-a făcut foarte interesantă consistența. Semințele sedechia, cred că sunt responsabile de consistența asta de budincă, așa cumva gelatinoasă. Am pus un pic de apă, să știți, dar foarte puțină. Și o să închid aici. Și hai să mutăm lucrurile în castronașul pe care l-am pregătit. Pun tot. Ok, o să pun ibricul la în chiuvetă cu apă în el ca să nu... ca să fie ușor de spălat. Și ați văzut că n-am îndulcit cu absolut nimic până acum. O văzut, n-am pus nici zahăr, nici miere, nici absolut nimic. Acum e momentul să-i dau un soi de gust și... îmi place uneori să pun, nu știu, pătrățele de ciocolată, dar astăzi o să pun un peanut butter cup din ăsta. E din Lidl, am luat la recomandarea voastră și să știți că e un pic mușcat pentru că am vrut să gust. Când, după ce le-am luat, am făcut ovăz și pentru mine și pentru Andrei și am pus câte o ciocolățică din asta în ovăz. Și mi-a plăcut ovăzul, a fost gustos, a fost în regulă, dar nu le gustasem așa individual să văd cum sunt. Și am zis acum cu ocazia faptului că vi le arăt în video, o să vă zic și o părere și de asta am gustat puțin. Nu sunt identice cu acelea pe care le mănânc eu, cu cele originale, însă să știți că sunt bune. Ciocolata e, mi-era teamă că se poate să fie ciocolată amară, dar nu. E ciocolată cu lapte, e ciocolată bună, iar umplutura e un pic diferită, acolo cred că cele mai mari diferențe la cele originale, mi se pare că umplutura aceea de unde arahide e mai făinos așa, e ca un praf cumva, iar aici e mai cremos, însă gustul per total e același, adică dacă trece ceva timp de când le mănânci pe cele originale și le gusti pe acestea, nu simți neapărat o super mare diferență, dar într-adevăr, alea sunt un pic mai bune, însă și astea sunt bune și chiar mă bucur că le-am luat. Și cam așa arată, nu e foarte ciocolătos, nu știu, poate eu... mă gândesc că o să vină persoane care o zică, o, nu, cum să pui așa ceva, e caloric, e nesănătos. Dar vreau cumva să găsesc un echilibru între gustos și sănătos, pentru că altfel nu o să-mi vină să mănânc. O să pun și puțină scurțișoară. Și să știți că acum vara încerc, nu mi-ies în fiecare zi, ca asta să fie singurul dulce procesat, cum ar fi pe care îl mănânc. Nu mi-ies, pentru că uneori, nu știu, după cină mi se face poftă de înghețată și așa, dar încerc, eu chiar, deci chiar îmi propun în fiecare zi să nu mai mănânc alte dulciuri în timpul zilei, pentru că oricum mănânc foarte multe fructe, adică eu dulce... simt în timpul zilei, că mănânc pepene roșu, pepene galben, nectarine, ce alte fructe mai mănânc eu și știți că mănânc, de vreo 3 ori pe zi mănânc fructe și ar trebui să fie suficient. Și da, de asta încerc să mai reduc zahărul, ciocolata, deși eu sunt foarte mare fană dulciuri, dar mă străduiesc, nu mi-e se mereu, mă străduiesc totuși. Acum voi lăsa ovăzul la răcit pentru că e foarte fierbinte deocamdată și pentru că este foarte cald în casă, el s-ar răci în mod natural destul de greu. Așa că ce-mi place mie să fac este să-l răcesc eu într-o farfurie cu niște apă și să știți că se răcește foarte repede, schimb apa doar de 2 ori. Iar apoi voi pune afine, le-ați văzut mai devreme pe masă. Uneori pun fructe, alteori nu pun, depinde dacă am sau nu. De data asta le-am pe acestea pentru că am luat din Lidl de tai cantitate, le-am găsit și sunt super gustoase, am prins afine foarte, foarte bune, nu-s deloc acre și până acum chiar dacă s-au mai înmuiat câteva, nu s-a stricat niciuna practic. Uite, de exemplu, pe asta n-ai cum să o mănânci, dar mă refer că nu-i niciuna mucegăită, le spăl fix înainte să le pun în castron pentru că am înțeles că așa e cel mai bine ca fructele să se strice cât mai greu. Și pun multe afine pentru că mie îmi plac foarte mult fructele, dar au fost și multe dăți când pur și simplu nu am avut fructe din acestea de pădure în casă și mie nu-mi place să pun altceva. De exemplu, nu cred că aș putea să mănânc cu, nu știu, bucăți de nectarină sau cu pepene galben sau cu alte chestii pe care le am în momentul ăsta în casă. Mai mult în sezonul rece am fructe de pădure, dar da, dacă am zmeură, mure, afine, fie ele congelate sau proaspete, pun în ovăz. Deși recunosc că astea proaspete nu se compară cu cele congelate, acelea congelate mi se pare că devin foarte acre sau poate așa sunt ele, nu știu, dar... clar, astea, fructele astea proaspete sunt cele mai bune. Aștept să se răcească ovăzul și imediat ornăm, să zic. Am pus afinele în afara camerei și vedeți că am pus câteva și îmi place așa să fac o torocală. Știu că arată mult mai frumos când ele stau deasupra, dar știu, așa îmi place mie să mănânc. Delicios. Și între timp, cât s-a răcit ovăzul ăsta, am
M-am apucat un pic de gătit, un pic pentru că a fost super simplu, gen în 10 minute am curățat și tăiat toate legumele și urmează să deschid focul. Așa, ca să fiarbă. O să fac aici o supă. Sunt niște cartofi dulci pe care i-am cumpărat în weekend și tot în weekend am gătit o parte din ei. A luat Andrei 6 cartofi dulci gigantici sau ceva de genul, 5-6, nu mai știu, mulți oricum. Eu când am văzut cât de mulți am rămas, zic ok, de ce e atât de mulți? Și mi-a zis că îmi plac foarte mult, îmi plac foarte mult, dar apoi când a început să-i curețe și să-i taie, era ok, sunt foarte mulți. Și au rămas 2 și am zis că ori fac un piure, ori fac o supă cremă. Și până la urmă am zis să fac o supă cremă pentru că o să fie foarte bună, vrea și el să mănânce și am pus așa, 2 cartofi dulci, o rădăcină de pătrunjel, un dovlecel, o ceapă roșie și 3 căței de usturoi, iar după ce, și condimente și sare, astea sunt condimentele acestea de la Solaris, belșug de legume granular. Și după ce o să fiarbă, o să blenderez legumele împreună cu o smântână lichidă. Și o să fie super, ok? Chiar dacă făceam doar piure de cartofi dulce, tot smântână lichidă puneam pentru că iese super, super delicios. Da, acum mă pun să mănânc ovăzul în timp ce supa asta fierbe și trebuie să și editez. Niște multe ore mai târziu aștept să-mi dea Andrei mesaj ca să... să știu să cobor, să mergem până la Kaufland. Facem și o plimbare cu ocazia asta. Că pe căldurile astea, nici nu, efectiv eu am refuzat ideea de-a mai ieși din casă fără să am un scop pentru că... Și da, o să mergem la Kaufland să cumpărăm chestiile pe care eu mi le propusesem să le cumpăr dimineață. Și da, mănânc pepene cu furculița. Poate e ciudat, dar zată cu cremă pe mâini și nu voiam să mă spăl din nou pe mâini, că așa sunt foarte uscate. Dar dimineața n-am mai ajuns la sală pentru că m-a luat deseară o durere de stomac, n-am reușit să adorm până foarte târziu, când a sunat ceasul la 6 dimineața eram plină de nervi și am zis, știi ceva, o să stau acasă, nu merg nici azi la sală și da. N-am fost nici la Kaufland, practic, pentru că v-am zis că nu... Adică am ieșit din casă, am fost până la Prozar, aici aproape, dar Kauflandul care e departe, am zis că... prea cald. Dar acum că este 6... stați că mă uitam la un clip. 6 fără câteva minute este, e mai ok afară, bănuiesc și... da, o să mergem până la Kaufland, am făcut și o listă, vreau să fac zilele astea, nu știu când, azi sigur nu... Cred că mâine o să încerc să fac o prăjitură din aceea cu vișinele și cireșele pe care le-am congelat în urmă cu câteva săptămâni. M-am uitat pe mai multe rețete, am văzut așa cam ce chestii aș avea nevoie și da, n-am nici făină, am crezut că am, dar când m-am uitat la făina din dulap era plină de niște gâze foarte... În fine, erau pe acolo, se distrau în făină, erau wow! Așa că am aruncat-o și evident trebuie să cumpăr altă făină, după aia o să cumpăr zahăr, lapte, nu mai știu ce am trecut pe acolo pe listă, dar sper din suflet ca de data asta să-mi iasă bine rețeta. Am mai făcut odată prăjitură din asta, nu e tartă sau ceva, deși eu tartă o numesc pentru că așa îi spunea bunica mea când îmi făcea, e un fel de pandișpan, un fel de chec, să-i zic așa. Cu vișine. Sau, mă rog, poți să pui vișine, cireșe, caise, mere, cred că poți să pui aproape orice fruct, nu știu. Și atunci când am făcut, îmi amintesc că a ieșit comestibil, adică am mâncat-o, însă nu crescuse, adică nu am reușit să bat arbușurile astfel încât să se întâmple chestia în care ții castronul deasupra capului și oh my god, atunci îți dai seama că albușurile sunt bine bătute, n-am reușit să fac chestia aia, dar de data asta o să mă străduiesc mai mult și o să respect toate chestiile alea ca să bați bine ouăle și anume să le lași la temperatura camerei, să adaugi un praf de sare, să ai răbdare, etc. Și sper să iasă, sper să iasă mai bună prăjitura asta și nu știu exact ce va trebui să fac cu vișinele și cireșele care sunt congelate. Nu cred că trebuie să le pun la cuptor așa, cred că o să trebuiască să le pun într-o strecurătoare, să le las la scurs. În fine, chestiile astea o să le aflu în momentul în care să mă apuc de făcut prăjitura. Văd eu, sunt pe cineva să întreb sau caut mai bine pe net, că deocamdată am văzut rețete numai cu fructe proaspete. Nu era nimic cu fructe congelate sau cu fructe din compot. Am văzut, cred că atunci când am făcut eu prăjitura, a fost cu fructe din compot. În fine, țineți-mi pumnii. Nu cred că o să fac prăjitura în vlogul ăsta, că plănuiesc să postez vlogul ăsta vineri. Și cred că o să fac asta pentru vlogul de duminică. Dar da, deocamdată aștept să-mi dea Andrei mesaj, după cum vă ziceam, să iau sacoșele la mine și să mergem să vedem. Și o să-mi cumpăr și...
Mă rog, trebuie să cumpărăm neapărat deodorante, pentru că s-au terminat toate deodorantele din casă în efectiv 2 zile, pentru că le-am folosit, eu aveam vreo 3, el avea vreo 2 și le-am folosit pe toate, cumva, în același timp. Și efectiv astăzi m-am dat la un subraț cu un deodorant și la celălalt subraț cu alt deodorant și ambele sunt în sacoșa cu produse terminate care dă pe afară. Deci mi s-a părut foarte funny când am văzut că s-a terminat toate în același timp și acum locul ăla special din baie de pe chestia albă de la Ikea unde țineam deodorantele e gol. E gol, așteaptă să vină un deodorant și chiar nu știu ce să-mi cumpăr, sincer. Mă tot gândesc dacă să-mi iau spray în continuare sau să merg pe varianta aia, gen să pune, nu să pune, la cu rolă. Eu știți că de obicei folosesc deodorante de alea cu rolă, dar acum vara parcă am senzația că totuși acele spray sunt mai eficiente, nu știu, vreau să ajung la Kaufland să mă hotărăsc acolo. Și da, mai am alte chestii pe listă, trebuie să-mi iau și unte de corp sau cremă de corp sau ai vedea eu ce. Inițial zicea Andrei că se duce doar el, dar după aia mi-am dat seama că n-are sacoșe la el. După aia am mai pus eu chestii pe listă și nu neapărat că era foarte greu și nu se descurca sau ceva, dar merg acolo, ne sfătuim. Plus că la capitolul, nu știu, la asta cu îngrijirea pielii, de exemplu, unde cremă de corp care sunt pentru mine. Mă rog, mai folosește și el, dar el e mai puțin interesat de subiect, mai puțin pretențios, ar fi trebuit, nu știu, să-mi fac o poză la produse sau să vorbim pe cameră și ar fi fost complicat când aș putea pur și simplu să merg împreună cu el și să văd eu acolo live, pentru că mă interesează să văd și listele de ingrediente și să mă decid cam ce aș vrea să cumpăr. Cam atât. Îmi port pentru prima oară mai eu acela de pe Outlet Mag, prima oară afară în sensul ăsta și pare că sunt foarte... Dar am un sutien... Că vă arăt în partea asta, e un sutien nu de ăsta, gen seamless-ish, balconet, care are și bretele, dar eu le-am scos și sincer voiam să le pun pentru data asta, ca să nu stau să ridic prin Kaufland sutienul pentru că pică, pentru că sunt foarte, foarte, știți, mă cunoașteți, și nu am reușit să le găsesc, nu știu, am găsit doar una între ele, a doua s-ar putea să fi fost furată de o pisică și să fie undeva pe sub canapea, pe după mobilă, în litieră, nu știu unde ar putea fi. În fine, e un maiu super confortabil și sunt plecată super simplu, gen cu niște jeans și niște scurți și cam aia e. Ținută de Kaufland, ce să zic. De asemenea, trebuie să cumpărăm detergent de vase pentru că, nu știu dacă vedeți voi acolo în fundal, dar se termină. Foarte încântată sunt de detergentul de vase de la Sana, ăsta, Spark. Mă bucur că am înlocuit Fairy-ul, mi se pare mai bun ăsta. Recipientul e cu pompiță, e super și ne-a ținut și foarte mult timp, deși mie mi se pare că spălăm vase non-stop. Deci, nu știu, parcă spăl vase de 3 ori pe zi, așa mi se pare. Și e super ok. Și l-am luat acum multe luni. Nici nu mai știu când l-am luat. L-am luat când am fost în Auchan și din Auchan n-am mai fost să ne facem cumpărăturile de foarte, foarte mult timp. Da, cam asta ar fi lista. Mă rog, mai am mai multe chestii, dar dacă eu să le împrăști așa pe masă și vă arăt ce e mai interesant, că mă gândesc că, nu știu, făină, praf de copt și de-astea, nu cred că sunteți super mega interesați. Da, chiar să mă uit în dulap să văd dacă am esență de vanilie, pentru că cred că o să am nevoie la prăjitură. Da, am găsit. Astea sunt luate din Lidl și văd că mai am una și jumătate. Deci, da, cred că mi-ajung. Sunt în Kaufland la secțiunea chestii de corp și nu mă pot hotărâ. Deci aș vrea ceva de genul ăsta body mousse, dar trebuie că nu știu cum miroase. Ăsta are ylang ylang și neroli. Mie parcă nu prea îmi plăcea ylang ylang, strawberry and milk. Nici după asta nu mă nebunesc, dar cred că mai degrabă mi-ar plăcea ăsta decât ăsta. Și ce variante mai sunt pe aici? Astea sunt scrub-uri, scrub. Dar n-am foarte, foarte multe opțiuni. Sunt foarte supărată pe Kaufland, foarte supărată. N-am găsit o grămadă de chestii, deci mi-e super... M-a dezamăgit, nici nu vreau să vă mai arăt cumpărăturile. Glumesc, am să fac. Stați apropii surul de hârtie de bucătărie. Da, n-am găsit multe chestii care erau necesare. De exemplu, filtre pentru cana filtrantă. Care e acolo. Detergent de vase Spark, n-am găsit, era plin de Fairy. Ce n-am mai găsit? N-am găsit multe chestii. În fine, o să vă arăt așa random. Și am luat apă minerală, făină, cereale pentru zilele în care n-am ovăz sau mă plictisesc de ovăz, să mai schimb. Am luat și cremole. O să văd, dacă mă hotărăsc că vreau să-l adaug și pe la budincă, o să vă arăt.
lapte, deodorant de la Dove, l-am luat pe asta varianta originală și l-am luat așa mare. Și o să împărțim deodorantul așa cum împărțim viața. Așa, mi se pare că stă un pic pe spate camera, cred că e mai bine așa. Praf de copt, zahăr vanilat, am luat o pâine, am uitat cum se numește ceva, m-am uitat la ingrediente și avea cele mai ok ingrediente, avea multă pâine de secare și chestii, încă un praf de copt. Floricele pentru mâine seara la insulă, mă rog, roșii, zahăr și brânză feta, love you. Ok, și cam atât. Mă rog, și ultimul lucru, cel mai important lucru pe care îl și testăm acum, loțiunea de corp. Am ales-o pe asta cu căpșuni, era și la o reducere, am dat pe ea 11 lei, super bun preț. Organic Shop, spumă de corp, strawberry milk, spumă de corp delicioasă, cu extract de căpșuni și proteine din lapte, hrănește pielea cu vitamine și microelemente, bla bla bla. M-am uitat la ingrediente, al doilea ingredient este un derivat al vitaminei C, un derivat al uleiului de cocos, un derivat, mă rog, e o chestie care se numește coco caprilat, care mie îmbriește și pentru corp și pentru păr, am observat. Are și glicerină, are proteine din lapte, într-adevăr, are tot felul de extracte de fructe. Hai să-l mirosim, sper din suflet să nu miroasă a căpșuni grețoase și să fie un miros așa de iaurt, mi-l imaginez că e strawberry and milk. Ah, ce doare prostia asta! Au, 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 hai să vedem. Ce drept arată ca un iaurt. Nu miroase chiar a iaurt, cam asta, nu știu cum să vă arăt consistența, cum e teamă să nu... Uitați, vedeți, e așa, cumva lichidă, te aștepta mai degrabă textura asta să o găsești într-un recipient cu pompiță. Ia să vedem și cum e pe piele. Mă apuc pe nas. Miroase sucul gheață cu căpșuni. Și un pic ca ceva sintetic. Cam asta e mirosul. Consistența e ok, e lejeră. Dar ce... Miroase ciudat pentru un produs de corp, miroase mai degrabă ceva de mâncare. Sau, mă rog, în cazul ăsta de băut. O să vedem cum e pe corp după duș. Deocamdată pare lejeră, să vedem. Îmi doream ceva un pic mai hidratant decât ce am eu în baie, dar nici foarte. O să folosesc după baie, că e altceva, mi-am dat seama atunci imediat după baie, când ți aplici direct crema pe corp, nu acum după... Deja am, nu știu, 3 ore de când am făcut duș, plus că după ce am făcut duș, mi-am aplicat altă cremă. Nu știu ce să zic de ambalajul ăsta, că pare un pic dificil de desfăcut, mai ales așa cu mâinile usuroase, nu știu dacă l-am închis bine, sper să nu curgă. Vedem. Gata, o să închei aici vlogul, vă mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem duminică cu un alt vlog, o să facem prăjitură de vișine, o să-mi lăsați aici dacă vreți să vedeți empties în vlog sau vreți să le vedeți separat, mă gândesc că e același lucru. Mă rog, de fapt, până o să-mi lăsați voi comentarii, eu deja o să... Se bat, se bat. Fiți atenți că se bat. Micuța a ascuns în sacoșă și îl vânează pe Leo. Stați. Deci micuța e acolo și mai iese și îl lovește pe Leo din când în când. Da, deci până îmi lăsați voi comentarii, o să fi filmat deja bucata de empties și o să vedeți în vlogul de duminică și, după cum am zis, cine vrea să se uite perfect, cine nu vrea poate să dea skip și să se uite la restul vlogului. Gata. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem data viitoare. Pa!